Salut, sunt Ștefan și îți vorbesc despre motivul pentru care o femeie își pierde interesul față de tine. Povestea este destul de simplă. Cunoști o fată, îți place mult acea fată, petreci o grămadă de timp cu ea, vă scrieți des, vă întâlniți des și totuși brusc, la un moment dat, lucrurile acestea încep să se rărească. Adică îți scrie mai rar, îți răspunde mai greu la mesaje, câteodată întârzie să răspundă, refuză să se mai vadă la fel de des cu tine, viața ei capătă o turnură, cel puțin din spusele ei, o turnură care o face să nu se poată vedea și să nu poată petrece atât de mult timp cu tine. Apar refuzurile legate de întâlniri și apare mai ales un soi de neliniște în ceea ce te privește, pentru că îți pui problema în mod firesc că ceva s-a schimbat. E posibil chiar să o întreb pe ea ce s-a întâmplat, iar ea e posibil să-ți spună ceea ce ți-am spus eu mai devreme, adică că viața ei s-a schimbat în privința faptului că are mai mult de lucru, are mai mult de învățat, are mai multe lucruri de făcut și nu mai poate petrece la fel de mult timp cu tine, sau poate să spună că nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic, că pur și simplu ți se pare ție. Acum, nu ți se pare, asta categoric. Problema este ce vei face tu în acest moment. Adică ai posibilitatea să accepți spusele ei și să aștepți să se întâmple ceva din senin, sau ai posibilitatea să analizezi ce s-ar fi putut întâmpla sau ce ai fi putut tu face astfel încât atitudinea ei față de tine să se schimbe. Și variantele sunt multe, totuși cea mai frecventă situație ține de ceva ce se întâlnește foarte des în atitudinea și în faptele foarte multor bărbați. Este un soi de disperare specifică celor care nu au suficientă încredere în ei și specifică celor care nu se plac suficient de mult pe ei înșiși încât să creadă că altcineva ar putea să-i placă necondiționat. Și această disperare se manifestă în general sub forma unei încercări continue de a o sufoca pe ea. Adică o sun des, îi scrii des mesaje, încerci să petreci cât mai mult timp cu ea, îți modifici programul de asemenea natură încât să poți să petreci acel timp cu ea. Și atunci când este cazul, dar și în foarte multe situații în care nu este cazul. Când tu începi să-ți întorci viața după ea, ai putea crede că faci ceva cu valoare romantică, să-i spun așa. Ceva ce o convinge pe ea că tu o placi atât de mult încât e firesc ca ea să te placă la fel de mult pe tine. Treaba este că în momentul în care tu îți modifici viața total pentru a fi în preajma ei și când o asaltezi continuu cu mesaje, când o suni non-stop, când ai pretenția non-stop să știi unde se află, ce face, este posibil ca ea să-și pună unele întrebări. De exemplu, tipul acesta, de capul acestui tip este ceva sau nu? Dacă el nu are nimic în viața lui important dincolo de mine, oare chiar este un tip interesant? De asemenea, e posibil să-și pună problema că disperarea ta vine din faptul că tu știi ceva în plus față de ea. Adică tu știi despre tine că nu ai suficientă valoare ca să fii cu ea. Și atunci te poți aștepta ca atitudinea ei față de tine să se schimbe și să se manifeste această răceală treptată, să se manifeste această dorință a ei de a nu vă va mai vedea la fel de des, să se întâmple o grămadă de lucruri care nu-ți plac. Deci, ca o concluzie, aproape întotdeauna este vorba de atitudinea și de faptele tale în ceea ce privește originea schimbării ei. Foarte, foarte, extrem de rar, lucrurile țin de faptul că are mai mult de lucru, lucrurile țin de faptul că cine știe ce se întâmplă în viața ei și nu mai poate brusc să fie cu tine.
Atunci când există atracție și atunci când există interes față de tine, te asigur că femeile își găsesc timpul necesar să fie cu tine. În textul următor sau în videoul următor, depinde ce vei alege să urmărești, îți voi vorbi despre ce ai de făcut concret într-o astfel de situație când atitudinea ei față de tine s-a schimbat și interesul ei față de tine pare pierdut. Baftă și stai drept!